Eu încerc să vorbesc cu oamenii ăștia, nu finanțist, a domnului ministru Mișa. O declarație făcută de premierul Mihai Tuduse, care la momentul respectiv a stârnit amuzament. Pe fază, ca întotdeauna, liberalii s-au inspirat din declarația premierului și au folosit-o pentru titlul moțiunii simple împotriva ministrului finanțelor. N-am fost implicat în titlu, aveam un alt titlu mai simplu, Mișa, lasă-ne. Mi-e plac mai mult ăsta, mai simple și mai direct. A fost jocul ăla de cuvinte, da. Titlul complet al moțiunii este Finanțista ministrului Mișa, un film prost despre faliment cu acces gratuit. Domnul Tuduse a avut o declarație, nu știu dacă o știți, în care a spus că el nu cunoaște limba finanțistă a domnului ministru. A fost jocul ăla de cuvinte. Nu este însă singurul titlu colorat pe care parlamentarii opoziției l-au dat moțiunilor depuse în Parlament. Domnul Petcu fură nu numai curent, domnul Petcu fură tot ce apucă. Sper că vă place titlul, a fost un titlu foarte bun. Este vorba de moțiunea simplă pe care liberalii au depus-o împotriva ministrului energiei Toma Petcu. Titlul moțiunii, România în beznă, PSD și ALDE fură curent. Moțiunile simple ale Partidului Național Liberal. Cine le alege titlul moțiunilor? De regulă, moțiunile sunt lucrate de colegii care lucrează în comisiile de specialitate. Zic, sunt niște titluri colorate, am putea spune, inclusiv cea de ieri. Poate sunt colorate, Finanțe. Dar sunt perfect adevărate. E atâta timp cât guvernul bagă mâna în buzunarul românului, evident că fură. Ultima moțiune simplă respinsă de Parlament a fost cea împotriva ministrului sănătății, al cărei titlu era parcă desprins de pe pachetele de țigări. PSD dăunează grav sănătății. E o strategie și asta să fie titlurile mai deosebite pentru a atrage atenția asupra moțiunilor? Păi poate și dumneavoastră cei de la mass media sunteți mai atenți. Iar acum, în pragul unei moțiuni de cenzură anunțată de liberali, dacă titlul va fi ales de Florin Câțu, probabil ar fi ceva simplu. Jos PSD. Aveam un alt titlu mai simplu, Mișa, lasă-ne. Super.